Sunt Alina Tocloară, cum s-a mai spus pe aici. Am fost la originea spectacolului de magie pe care l-ați văzut adineauri. Pentru că sunt psiholog și fac zilnic hipnoză în cabinetul meu și în Academia Clar. Hipnoza pe care eu o fac nu are nicio legătură cu ce face Augustin, pentru că este mult mai plictisitoare. La Augustin se râde, la mine se plânge. Și nu este chiar așa de interesant, dar dacă vreți, pot să fac asta pentru voi. Pot să vă fac să plângeți. În timp ce mâncați ciocolată, chiar aș putea să fac asta. Dar... nu știu dacă neapărat vă doriți să plângeți acum, dar dacă vă doriți, pot să fac... Bun. Am predat psihologie în liceu și în universitate 18 ani. Am descoperit că dacă transform psihologia într-un instrument de cunoaștere de sine, de conștientizare, poți să nu mai fii manipulat în așa fel încât locurile în care ești, spațiile în care îți faci educația, familia în care trăiești, să nu mai poată să decidă pentru tine. Am investit foarte multă energie să construiesc cărți și instrumente care să protejeze oamenii de influența nocivă. Ceea ce am văzut adineauri pe scenă, pentru mine, a fost o ilustrare a ceea ce se întâmplă în societatea românească de foarte multă vreme. Am ochi să văd că oamenii fac ceea ce li se spune să facă. Am ochi să văd când voi, când eu fac ceea ce nu este în avantajul meu să fac, pentru că sunt hipnotizată de un ton de voce, de un context, de o știre, de un fel de a prezenta un lucru, o persoană. Acest lucru m-a frustrat și m-a deranjat, pentru că am văzut zilnic la mine în cabinet oameni plângând. Plângând pentru că erau în meserii în care nu voiau să fie. Plângând pentru că erau în relații în care nu voiau să fie și nu puteau să plece. Plângând pentru că aveau copii care nu se puteau adapta în mediile, în profesiile lor, în relațiile lor. Plângând și iar plângând. De aceea am avut o inițiativă privată, pentru că de la catedră, din locul în care eu eram, vedeam că nu-i pot ajuta. Și am intrat în antreprenoriat și am avut o inițiativă educațională care se numește Academia Clar și în care pot să iau plânsul și să-l transform în râs adevărat, autentic. Cel mai mare rău pe care l-am văzut că și-l fac oamenii lor nu este aceea că se lasă hipnotizați de contexte, de medii, de persoanele din jurul lor. Cel mai mare rău pe care oamenii și-l fac, am avut eu ochi să văd, este auto-manipulare. Aceasta este mult mai periculoasă. Pentru că atunci când ești manipulat, poți să spui stop, poți să te ridici de pe scaun și poți alege că ceea ce ți se spune să faci nu este în avantajul tău să faci. Dar atunci când ești auto-manipulat de către tine, de către trecutul tău, de către amintirile tale, conștiente sau inconștiente, atunci nu mai poți să faci nimic, absolut nimic. Ești acolo, hipnotizat, în viața ta. Și te rogi să vină magicianul Augustin și să zică, ridică-te, stai, pleacă capul, plângi sau râzi. Pentru că pur și simplu ești înghețat de propriul trecut și ai senzația că nu poți să trăiești nici un pic de altfel de viitor. Eu nu știu dacă voi ați pățit vreodată așa ceva. Eu am pățit. Nu știam că o să fie atât de multă distracție înainte de discursul meu și mi-am scris în timp ce îl ascultam pe Augustin și pe drum, pe mașină,
principalele automanipulări ale propriei mele vieți. Motivul pentru care am făcut acest lucru este că de câte ori am fost în public și am ascultat un speaker, m-am simțit minimalizată de discurs, pentru că părea că cel care are microfonul este mult mai deștept ca mine. Părea că cel care are microfonul știe să facă ceea ce eu nu știu să fac. Părea că cel care are microfonul poate ceea ce eu nu pot să fac. Și atunci am spus că o să vin și o să vă spun cele mai stupide lucruri pe care le-am făcut vreodată în viața mea. Și nu o să vă vorbesc despre automanipulare ca și cum ar fi ceva făcut de alții, ci ca și ceva făcut de mine. Și mi-am scris repede în grabă ce mi-a venit în minte, principalele păcăleli de sine pe care le-am avut în viața mea. Poate o să vă pară ciudat, dar eu am crezut că dacă voi fi perfectă, voi fi iubită. Greșeală, eroare. M-am titularizat cu 10, mi-am luat doctoratul cu magna cum laude. A apărut și în ziar pe prima pagină, profesor de nota 10. Mă credeți că nu m-a iubit nimeni? Nici cum, niciodată. Cu cât eram mai perfectă, cu atât eram mai distantă. Cu cât învățam mai mult, cu atât eram mai la distanță de sufletul meu și de sufletul celor cu care îi întâlneam. Aceasta este un exemplu de păcăleală de sine. Poate să-ți ia 10 ani, 20 de ani mi-a luat mie de perfecțiune, să-ți dai seama că a fi perfect. În afară de faptul că e o iluzie, te poți păcăli atât de tare cu această iluzie, încât să-ți închin viața unei iluzii care nu te face decât neiubibilă, neîmplinită în ceea ce tu faci sau în ceea ce tu vrei să obții. O altă păcăleală de sine pe care am listat-o în timp ce mă pregăteam să vă vorbesc. Am crezut că dacă voi fi iubită, voi fi fericită. Eu nu știu cum sunteți voi și dacă aveți iubiri în viața voastră. Dar în viața mea, iubirea n-are legătură cu fericirea sau nu numai cu fericirea. Iubirea vine la un loc cu frustrări, cu căutări, cu întâlniri și cu neîntâlniri emoționale pe care uneori le poți conține și alteori nu. Aceasta în viața mea a fost o altă păcăleală de sine. Să cauți iubirea ca un anxiolitic pentru propria ta fericire. În mod normal, fericirea ta nu are voie să depindă de relațiile tale. Pentru că altfel, fericirea ta va fi o fata Morgană. Atunci când trece iubirea, și studiile psihologice spun că trece în 3 ani, atracția cel puțin, atunci dispare și fericirea ta și va trebui să o cauți iar și iar și o vei căuta până când vei fi foarte obosit și foarte neîmplinit. O altă păcăleală de sine, poate cea mai frustrantă din viața mea, a fost că am crezut că faptele bune sunt fapte bune. După 20 de ani de ONG, știu că faptele bune au partea lor de rău. Știu că a da unor oameni ceea ce ei n-au nevoie poate să-i situeze pe rol de victimă și să-i lase neajutorați într-un mod fundamental. Pentru că în momentul în care dai, tu te-ai situat ca un speaker la microfon, iar celălalt care este ajutat este de partea cealaltă, inferior, neajutorat. Și ghici ce? După ce am dat și am făcut fapte bune, am aflat că în spatele faptelor bune se află o nevoie. O nevoie de semnificație, de a conta acelui care dă. Iar dacă acea nevoie este atât de frustrată cât acea ființă să nu mai poată conține, ghiciți ce? O să dea mult. Iar cei care o să primească, o să primească la pachet mesajul că ei nu se pot descurca singuri. Fac în continuare ONG, dar cei care ajung la mine plătesc ședințele. Pentru că pot. Pentru că au. Pentru că în felul acesta devin egalii mei. Și între noi e un schimb. E un schimb între doi oameni egali care pot în același timp
unul să facă ceva și celălalt altceva. Iar dacă chiar sunt cazuri speciale, există un fond special pentru asta. O să vă mai spun doar una, ca să nu vă rețin și să nu am senzația că vă confisc viața pentru nevoia mea de semnificație. Am mai crezut că sunt furioasă din cauza celorlalți. Am aflat că furia este o reacție biochimică produsă în interiorul corpului meu de propriul meu creier și nu are nicio legătură cu comportamentul celorlalți. Pentru că exact același lucru poate să fie interpretat și lecturat în modalități opuse. Puteți să mă înjurați. Puteți să vă ridicați din sală și să plecați. Reacția mea poate să fie furie sau... Pot pur și simplu să zic, ok, o să ajung la conferința cealaltă, pentru că, apropo, am o conferință la Dumbrava, dincolo, și de aceea mă tot uitam la ceas. Pot să zic, ok, o să ajung mai repede în partea cealaltă, este în regulă. Chiar atunci când a venit și mi-a zis, scuze că s-a decalat, eu am zis, ok, nu e nicio problemă, o să ajung mai repede în partea cealaltă. Deci furia. Furia este o alegere. Am aflat greu, am aflat târziu, dar acum știu. Și ultimul lucru care mi l-am notat, că dacă tot mi l-am notat, ce ar fi să vi-l zic? Am mai aflat că e o păcăleală. E o automanipulare să cred că oamenii frumoși sunt chiar frumoși și că oamenii buni sunt chiar buni. Pentru ghiciți ce? Nimeni nu e frumos și nu e bun de dimineața și până seara. Da, am aflat că oamenii nu sunt în același fel de dimineața până seara și de primăvara până primăvara următoare. Nici măcar inteligența, nici măcar perfecțiunea, nici măcar bunătatea, nici măcar iubirea nu durează toată ziua. Și că e uman, e natural să fim în mai multe feluri și să avem mai multe forme. Ce vreau să vă doresc, pentru că ați avut răbdare să ascultați și ultimul speaker, de la acest context minunat în care sper că v-ați luat ceva, este să fiți clari. Să nu vă lăsați manipulați dacă nu e în avantajul vostru. Să vă lăsați manipulați dacă e în avantajul vostru. Vă mai doresc să nu vă automanipulați. Să nu vă păcăliți singuri. Să deveniți conștienți de realitatea din spatele realității, pentru că este singura realitate. Ceea ce vedeți este o aparență. Mitul peșterii al lui Platon în Republica exprimă această idee fabulos. Vă recomand să o citiți. Ce pot eu să vă spun este că în spatele unui conflict, în spatele unei relații, în spatele unei situații de viață, în spatele a ceea ce voi vedeți acum, în fața voastră, se află lucruri pe care nu le vedeți. Iar eu țin această tablă interactivă, manualul din Academia Clar, în dreptul ochilor voștri acum, că poate veți vedea că în spatele unui conflict, în spatele unui comportament, există straturi. Straturi care se pot mișca pentru a conștientiza ce emoții, ce gânduri, ce nevoi, ce traume, ce proiecții, ce există în mod real și în mod imaginar în spatele a ceea ce voi vedeți în aici și acum. Pentru că dacă nu vă distinge între realitate și imaginație, ceea ce veți trăi va fi o aparență. O aparență de relație, o aparență de situație, o aparență de prezență. Iar fericirea, am descoperit eu, prin această metodă, este prezență. Iar prezența este să știi să vezi, să știi să auzi, să știi să atingi, să știi să guști. Să fii prezent înseamnă să fii conștient de cum te simți acum aici și ce se află în spatele a ceea ce tu simți în acum și aici. Vă doresc o viață conștientă.
Clar. Mulțumesc pentru atenția voastră.